Pentru că ați deschis atât de bine această lovitură de stat sau lovitură de palat sau cum putem să-i spunem oricum. Lovitură de partid. Nu-i spunem noi, păi, nu e numai lovitură de partid, că e o lovitură până la urmă la dată statului american. Credeți că mai există posibilitatea să fie altcineva în afară de Kamala Harris? Nici vorbă. Deci lucrurile sunt clare. S-a clarificat că nu. În 48 de ore s-a... Toți cei care se bănuia că ar putea să fie, aproape imediat și-au dat acord. Bine, mai puțin faptul că Obama încă nu are o susținere publică. Vorbeam mai devreme despre asta. Am o știre de astăzi, foarte interesantă, apropo de Kamala Harris. Statele Unite, Camera Reprezentanților, a votat pentru a o condamna pe Kamala Harris pentru rolul de responsabilă de frontieră. Adică tot ceea ce s-a întâmplat la frontieră. Vestea proastă sau bună este și este că 6 deputați democrați au votat împreună cu republicanii pentru a o condamna pe Kamala Harris pentru rolul de țar de frontieră. Vicepreședintele Kamala Harris a devenit prezumtivul candidat la președinție al democraților democraților săptămâna aceasta, scrie Fox News. Cu alte cuvinte, au votat și republicanii, dar și 6 deputați democrați, Camera Reprezentanților, vorbeam faptul că doamna Kamala Harris este responsabilă pentru ce s-a întâmplat cu la granița americană. Ea a fost ca vicepreședinte Statelor Unite, ea a avut o singură însărcinare majoră, pe care acum unii încearcă să o nege, adică de, cum spun americanii, un termen consacrat. Încearcă să o nege chiar cei care au spus la momentul respectiv că au această însărcinare. Este țar, adică același nume. Țar care se ocupă, țarul chestiunii frontierei de sud. Asta a fost singura însărcinare. S-a dus acolo, a trecut pe acolo singură dată, avea... Doamna Kamala Harris a avut o prestație nu foarte reușită, ca să mă exprim mai elegant, în primii ani de mandat. În care spunea, de ce să mă duc acolo? Pentru că n-am vizitat nici Europa. Adică genul ăsta de replică. De ce să mă duc la frontieră? Că n-am vizitat nici Europa până acum. Dar dânsa avea această sarcină. I-au dat o sarcină. Eu cred că doamna Jill Biden i-a dat această, dacă mă întrebați pe mine, ca să-i dea o sarcină ca să nu fie concurență politică niciodată pentru domnul Biden. Pentru că e cea mai dură temă pe care puteai să o dai unui candidat democrat. Frontiera. Care... Paradoxal, după primul mandat al domnului Trump, nu mai era un subiect, pentru că frontiera era atât de bine închisă în Statele Unite, că nu mai era un subiect politic foarte acut. Are devenit... Când au deschis democrații frontiera, a ajuns astăzi una dintre cele mai importante teme de campanie. Asta e și motivul pentru care Camera Reprezentanților a pus pe masă acest subiect, ca să fixeze una dintre ținte pe pieptul doamnei Kamala Harris. Ce ai făcut tu până acum? Pentru că, așa cum vă spuneam, după ce fanfarele nu mai cântă, după ce steagurile nu mai flutură, doamna Camera trebuie să intre într-o bătălie directă. Și bătălia directă e complicată, pentru că background-ul domniei sale este cel puțin problematic. Dânsa nu este un membru, hai să zic așa, recognoscibil al Partidului Democrat. Domnul Biden mima progresismele și liberalismele. Liberalismul înseamnă în America stânga. Domnul Biden era un democrat tradițional. Nici n-a prins el foarte mult din woke, din lucrurile de sud-est, și chiar a fost acuzat de doamna Kamala Harris în discuția din primaries că a fost mai degrabă de partea republicanilor, de partea albilor decât de partea, mă rog, populației de culoare. Uh-huh. Și aproape, doar că nu i-a spus că a fost rasist. Bun. Deci domnul Biden era de o anumită formulă. Doamna Kamala Harris este liberală, în sensul american, repet, un personaj de stânga. Cel care era fake liberal era Biden. Pentru că Biden trebuia să țină în mână un partid care avea diverse capete. Ca un balaur cu mai multe capete. Când a pus-o pe doamna Kamala Harris în frunte, repet, de sus în jos, de jos în sus, dânsa nu are foarte mare legătură cu partidul. Pentru că dânsa e mult mai la stânga decât partidul mediu, Partidul Democrat. Dinsa nici Trump nu prea a avut legătură cu partidul. Exact, dar măcar el s-a luptat. El a câștigat puterea în mod legitim. Ea a fost, prin vot. Ea a fost încoronată. Ea a fost în Parlament, a fost deputatul cu cel mai, mă rog, congresmanul cu cel mai liberal discurs? Cum se spune asta în limba română? Palmares. La nivel de legi votate, la nivel de proiecte susținute, era cea mai liberală, inclusiv mai liberală decât Sanders, care e mai cunoscut la noi. Deci era genul de om politic care în campania, mă rog, de primaries, a luat 3%, a susținut
inclusiv sistem de sănătate pentru migranți ilegali. Sprijin pentru migranții ilegali. Atenție! Sprijin pentru LGBT, nu mai vorbim. Asta nu mai vorbim. Deja LGBT, asta deja clasic, este clar. Asta da. E deja, cum să spun. Și inclusiv o temă care e extrem de controversată în Statele Unite pe bună dreptate, adică retribution sau compensation pentru sclavie. Am fost o discuție în Statele Unite în care se cereau de anumite organizații ale afroamericanilor compensații pentru munca sclavilor de culoare, care ar fi trebuit să fie compensați prin reprezentanților, că nu mai trăiau, astăzi de către statul american. Și chestiunea asta a luat un pic foc și au fost discuții interesante, doar Kamala Harris fiind de partea celor care susțineau compensații. Compensații pentru... Ea fiind strănăpoata unui... Da. Mă rog, jamaican. Da, unui... Având origini strănătoase. De asta, cum să-i zic, proprietar de sclav sau cum se spune? Da. Da, mă rog. Ei, deci dânsa a fost atât de la stânga, pe toate subiectele. De la frontieră până la... și erau la un moment dat o idee pe care a pus-o și Sanders și au votat-o, au încercat să o voteze în Senat, ideea de desființare a asigurărilor medicale private. În care nu mai e voie să ai asigurare medicală privată și toți trebuie să aibă asigurare de la stat. Deci toate ideile acestea, doamne Kamala Harris, repet, au făcut-o congresmenul cu cel mai la stânga palmares dintre toți congresmenii din vremea respectivă. Întâmplător, site-ul acesta care a făcut clasamentul, nu mai există pentru că și-a scos, mă rog, nu mai poate fi accesat. Acum zilele acestea site-ul și-a schimbat, sau o săptămână. Se schimbă lumea, dar aminte site-urile, da, domnule profesor. Adică dispar. Dar apropo de ceea ce a susținut, astăzi am văzut o declarație, un atac foarte, foarte dur al lui Trump. Bine, și Trump de multe ori e, adică pierde curent la greu, nu asta e problema. Nu suntem aici să fim de partea cuiva sau al cuiva, ci pur și simplu facem o analiză cât se poate de profesionistă. Încerc să găsesc acum, dar îl găsesc într-o secundă, un atac foarte dur al lui Trump, nu știu dacă v-am trimis astăzi, imediat, în 3 secunde, bărbatul cu fustă, știți că se discută în România. Sunteți profesor, cu fusta, cu asta nu... Vreți să vă pronunțați? Adică v-ați duce la odică să purtați sau nu sunteți adeptul unor? Dar nu găsesc știrea. Trump spunea că e o nebună Kamala Harris, că vrea să o mare... Cu fusta nu, no come, nu? Nu, nu am... Cum? Nu cunosc subiectul. Nu cunoște subiectul, da. Abia acum a sosit în bărbatul cu fustă, femeia cu barbă. Și alte... Da, mă rog. Ei, trăim o vremuri interesante și la nivel geopolitic, dar și la nivel de... Dar declarația asta, ați auzit, al lui Biden, sunt primul președinte al acestui secol care a raportat că Statele Unite nu sunt în război nicăieri în lume? Da, bun, asta sigur nu fac... Ce nu e? Nu sună bine? Declarațiile de genul ăsta nu fac decât să confirme faptul că domnul Biden are o problemă de relaționare, mă rog, cu realitatea, ca să spun așa. Trump este în acest moment și republicanii au fost un pic luați prin surprindere, deși știau că se poate întâmpla asta. Au fost luați prin surprindere de rapiditatea cu care s-a petrecut totul. I-au dat drumul la niște reclame împotriva lui Kamala Harris, dar a avut o problemă pentru că nici ei n-au crezut că Partidul Democrat, nu neapărat schimbarea lui Biden, că Partidul Democrat lucrează, va fi atât de la unison, atât de unit, atât de aliniat în 48 de ore în spatele doamnei Kamala Harris. Și asta le face sarcina mai complicată. Pentru că, din punctul ăsta de vedere, dacă este coerența Partidului Democrat, doamna Kamala Harris este un candidat, indiferent de, mă rog, trecutul ei, este un candidat redutabil, incomparabil mai periculos pentru republicani și pentru Trump decât Biden. Corect. Dar asta este o potențialitate deocamdată. Doamna Kamala Harris poate să câștige sau poate să piardă. Dacă va pierde, va pierde pe, dacă vreți, pe jocul ei. Pentru că miza doamnei Kamala Harris în acest moment este să mute toată discuția către Trump. Democrații cu tot aparatul lor de putere s-au străduit ca discuția, ca această campanie prezidențială să fie despre Donald Trump. Când era despre Donald Trump cel mai abitir? Când a fost tentativa de asasinat? Care nici ea nu s-a clarificat până la capăt, dacă vreți. Păi nu s-a clarificat, dar apropo de asta, da. Deci, revin după aia. Sarcina Kamala Harris este ca discuția să nu fie despre ea și să fie despre Donald Trump. Și toate liniile de mesaj merg către asta. Eu sunt procuror, este condamnat.
el este omul cu, mă rog, toate defectele posibile, eu nu, etc., etc. Deci totul, el este bătrân, procuror, eu sunt tânără. Eu sunt procuror, el e infractor. Eu sunt tânăr, el e bătrân. Donald Trump, atac de violență rară la adresa rivalei sale. Uite, pe știri pe surse.ro, că aici nu mă aude nimeni. Kamala Harris, o mincinoasă, o nebună, vrea execuția bebelușilor. Și face referire la ideea de avort, că republicanii sunt pentru avort. Da. Și spune, eu n-am văzut până acum o declarație a Kamala Harris în sensul ăsta, că vrea să... Bun, discuția Statelor Unite. Deci doamna Kamala Harris a venit după povestea cu frontiera, cu, mă rog, gestiunea frontierei, da, pe care nu s-a ocupat. Sau dacă s-a ocupat în sensul în care percepția publică este 55% dintre americani, 55%, repet, au percepția că ceva trebuie făcut, că frontiera nu mai poate să fie în situația care este acum. Deci dacă s-a ocupat prost. A țâșnit pe turnantă după decizia Curții Constituționale legată de decizia de avort, care trebuie să fie luată de fiecare stat american în parte. Nu că s-a interzis avortul, nici vor. Fiecare stat trebuie să decide. A lăsat la latitudinea fiecărui stat. Marea problemă este cât, care sunt excepțiile pe care ți le asum, Donald Trump și le asumă, și care este momentul de la care nu mai poți să faci avort, indiferent de stat sau... Doamna Kamala Harris susține ideea că poți să faci avort oricând. Adică indiferent de vârsta... Fătului. În sensul ăsta spunea Donald Trump că vrea să ucidă... Să copii de 8 luni. Ei, e un consiliu foarte interesant. În general, există o reticență a populației americane, în special a femeilor, față de această modificare constituțională. Dar există, de asemenea, un consens că avortul nu trebuie să fie admis la orice vârstă a fătului. Deci există o dorință a avea o libertate, nu? Femeia absolut, de decizie, să decide, dar totuși nu chiar până la capăt. Și de aici atacul lui Trump la adresa lui Harris. Nu poate să fac întrerupere de sarcină. În ultimele luni. Pe întreruperea de sarcină la acela lunii era înaintate, exact, să spunem. Pentru că Donald Trump s-a uitat în sondaje și vede foarte bine. Și aici trebuie jucată, cum să spun, destul de complicat, pentru că o presiune pentru Trump, evident, electoratul republican este mult mai anti-avort decât electoratul democrat. Dar există o limită în percepția publică și Donald Trump s-a încercat să intre pe acea nișă. Acum,